Sinuciderea în unitatea militară din Focșani, un caporal în vârstă de 22 de ani aflat în serviciul de pază, a fost găsit împușcat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, tânărul s-a împușcat cu arma din dotare. În același comunicat se precizează că la ultima testare psihologică din luna februarie a fost declarat apt pentru serviciul militar. Conform procedurilor pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, la nivelul unității a fost constituită o comisie administrativă condusă de șeful de stat major al batalionului 81 la Rom și a fost informat parchetul militar Vrancea. Militarul angajat în MAPN din decembrie 2016 era necăsătorit și nu a participat la misiuni în teatrele de operații, mai precizează Ministerul Apărării.